început anului 2018 a fost marcat de reforma administrativă la nivel central. Executivul are acum o funcție separată de viceprim-ministru pentru integrare europeană, dar și un nou șef al serviciului diplomatic. Este vorba de ministrul afacerilor externe și integrării europene, care astăzi este oaspete în studioul nostru. Domnule ministru, bună ziua! Evoluțiile au fost atât de vertiginoase încât investirea dumneavoastră în funcție s-ar părea că s-a întâmplat foarte de mult. Noi totuși ne-am dorit să vă aducem felicitări și să vă urăm multă energie pentru realizări frumoase în folosul țării și al cetățenilor. Bună ziua, bine v-am găsit, mersi mult pentru invitație. Într-adevăr, este o sarcină importantă pentru oricare ministru și oricare reprezentant al cetățenilor Republicii Moldova să comunice mai des cu presa și mă bucur să fiu cu dumneavoastră astăzi aici. Haideți dar să începem din capul locului cu ultimele evenimente. Recent ați revenit de la București, unde ați avut întâlniri cu omologul dumneavoastră Meleșcanu, dar și cu alți oficiali români. România este avocatul numărul 1 pentru parcursul european al Republicii Moldova, este piața numărul 1 pentru desfacerea produselor moldovenești și este unul dintre cei mai mari donatori pentru proiectele sociale din țara noastră. Care sunt problemele atunci cu care le-ați discutat și dacă aveți și niște rezultate? Într-adevăr, între Republica Moldova și România există un parteneriat strategic bilateral pentru integrarea europeană, care a început încă în 2010. În curând marcăm un deceniu al acestui parteneriat strategic. În opinia noastră a fost un parteneriat determinant în parcursul european al Republicii Moldova, care s-a manifestat printr-un sprijin constant, permanent și considerabil din partea României, indiferent de culoarea politică a guvernanților, a politicienilor, tot timpul am avut sprijinul cuvenit din partea României. În particular, având în vedere faptul că România la moment este principalul partener comercial pentru Republica Moldova în plan bilateral, avem o relație excelentă pe diferite dimensiuni economice, avem și o creștere sporită a investițiilor din partea României pe teritoriul Republicii Moldova. În particular, avem Banca Transilvania, care este o bancă românească, este o bancă europeană. Avem perspective clare pentru organizarea anul acesta a ședinței comune a guvernelor de la Chișinău și la București, care este un instrument bun pentru a ne sincroniza acțiunile, pentru a obține rezultate. Și dacă spunem de rezultate, este important să menționăm și apropiata vizită la Chișinău a doamnei prim-ministru Dăncilă, în marja căruia sperăm să fie semnat acordul pe tematica gazului, gazoductului Iași-Ungheni, și compania Transgaz să fie prezentă și cât de curând posibil să fie lansat acest gazoduct cu beneficii pentru Republica Moldova. Ceea ce va consolida și mai mult parteneriatul nostru strategic. Considerăm că România a jucat și a contribuit și va contribui și vizita mea la București a mi-a permis să simt acel sprijin nu doar personal, dar și politic în efortul Republicii Moldova de a ne apropia și mai mult de Bruxelles, de a implementa mai rapid reformele. Avem un susținător clar, coerent, strategic al Chișinăului în fața Bucureștiului, în relația cu Uniunea Europeană. Domnule Ulianovski, în ultimele câteva săptămâni au avut loc mai multe evenimente care, într-un fel sau altul, au avut tangențe cu unirea. Deci primarii mai multor localități au semnat niște declarații simbolice de unire cu România. Pe de altă parte, președintele Dodon a spus că acestea ar putea deveni un motiv de declanșare a unui conflict civil, să zic așa. Deci existența acestor doi poli, două centre de promovare a politicii externe, în ce măsură influențează relațiile cu România în cazul dat și în general în promovarea politicii externe? Nu aș dori să comentez unele declarații politice, nici nu este mandatul meu să o fac. Totodată, la București, în cadrul conferinței comune de presă cu domnul Teodor Meleșcanu, acest subiect a fost ridicat și atât dumnealui cât și eu am menționat că în acest domeniu trebuie ca Republica Moldova și România să-și unească eforturile
pentru a consolida procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Atât în programul de guvernare al Republicii Moldova, dezideratul de integrare europeană este prezent. Nu vorbim despre comentarii politice la subiectul unirii, care nici nu este prezent pe agenda guvernului, executivului, politicului de la Chișinău sau la București. Este vorba de o conlucrare și mai activă împreună cu Bucureștiul pe diverse dimensiuni importante pentru economia, viața culturală, socială a cetățenilor noștri. Din experiența mea de ziarist care reflectă politica externă și diverse aspecte ale acesteia, este pentru prima dată când un ministru nou numit în funcție efectuează prima sa vizită nu la București și nu la Moscova și nu la Kiev, dar o face la Washington. Care au fost circumstanțele și factorii care au determinat Washingtonul să accepte în termeni atât de restrânși vizita dumneavoastră încolo? Deci, pentru orice stat din lume, relația activă, dinamică și strategică cu Washingtonul este și ar trebui să fie o prioritate. În acest sens, am activat anterior la Washington ca și diplomat, am activat și în cadrul Ministerului Afacerilor Externe ca director pentru relațiile cu SUA. Respectiv, este și un semnal bun pentru a relansa dialogul, a avea o comunicare proactivă din partea Republicii Moldova și stilul meu de ministru, dacă îmi permiteți să spun așa, va fi unul proactiv. Nu avem timp de pierdut pentru a pregăti, de a avea niște planuri grandioase de lungă durată. Trebuie să fim activi și eficienți. În acest sens, într-adevăr, vizita la Washington a permis deschiderea unui dialog direct, amical, dar și concret cu Departamentul de Stat, cu centrele analitice de la Washington, care mi-a permis și mie să simt temperatura și modul de abordare și de apreciere a evoluțiilor interne din Republica Moldova cu privire la mersul reformelor, dar și cu privire la sprijinul Washingtonului pentru parcursul european. Și care este această temperatură? Fiindcă vorbim despre relațiile moldo-americane, evident se discută în cadrul parteneriatului strategic pe care îl avem, dar se mai discută și în domenii care poate sunt mai puțin favorabile pentru Republica Moldova, cum ar fi investigarea furtului miliardului, cum ar fi nivelul înalt de corupție și așa mai departe. Care au fost cele mai vulnerabile subiecte pe care le-ați discutat și ce ați simțit? Cum se poziționează Washingtonul față de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova? La nivel strategic a fost reiterat sprijinul Washingtonului pentru Republica Moldova ca stat. Doi la mână, a fost menționat nevoia de a lansa lucrul acelor grupuri de lucru, celor trei grupuri de lucru în cadrul parteneriatului sau dialogului strategic pe care îl avem cu Washingtonul. Este o nevoie de a operaționaliza acest mecanism de conlucrare. Desigur că tematica reformelor în diverse sectoare, în sectorul justiției, în sectorul financiar, bancar, a fost abordat, a fost reiterat îndemnarea ca mersul reformelor să fie amplificat, să fie mai rapid. În special a fost exprimat sprijinul pentru acțiunile planificate de către noul ministru al justiției, care este un semnal de încurajare și este un semnal pozitiv pentru Washington că subiectul justiției, subiectul luptei cu corupția este unul mai concret și planul de acțiune al noului conducere a Ministerului Justiției este un semnal pozitiv. Va fi necesar de văzut cum se implementează acest plan de acțiuni. Doi la mână, cu privire la sectorul financiar bancar, au fost apreciat eforturile guvernului pentru a stabiliza situația financiar-bancară, fapt care a fost posibilă semnarea la finele anului trecut acordului de finanțare din partea Fondului Monetar Internațional, care este un semn de recunoaștere a
stabilizării pe de o parte și pe de altă parte a readucerii încrederii Washingtonului în acțiunile guvernului pe acest subiect financiar-bancar. Totodată, desigur că au fost menționate îngrijorările cu privire la faptul că unele reforme au avut un ritm mai lent de implementare și, într-adevăr, pe de o parte, Washingtonul sprijină parcursul european, sprijină acțiunile guvernului în realizarea reformelor, pe de altă parte, este permanent, ne încurajează să fim mai operativi și mai concreți, nu doar în declarații, dar și în fapte, de a prezenta niște deliverables, cum se zice la Washington, de a demonstra niște efecte concrete și cred că sectorul justiției și angajamentul ministrului Tanase în acest sens este unul îmbucurător și încurajator. Desigur că Ministerul Afacerilor Externe și în poziția mea am reiterat conducerea executivului și colegilor că este important să comunicăm noi, nu doar la nivel de Minister de Externe, dar și Minister de Justiție, Economie, Apărare, colegii să aibă vizite la Washington, la Bruxelles, să comunice activ, nu doar pentru a schimba percepția, care este importantă, dar și de a comunica acțiunile care se întreprind la fața locului. Domnule ministru, din câte cunosc eu, Statele Unite, potrivit legislației interne, se poate implica în investigarea oricărei fraude care ține de implicația dolarului, fiindcă este valuta națională a Statelor Unite. În cazul furtului miliardului, fiindcă e vorba tot de dolari, și fiindcă s-a scris în mai multe rânduri în presă, se implică cumva structurile americane sau intenționează să se implice în investigarea acestui caz? Această posibilitate nu a fost menționată în cadrul vizitei mele la Washington. Urmează să verific dacă au fost careva interpelări sau solicitări în acest sens la Ministerul de Externe. Din câte cunosc, nu au fost la moment. Știu că este un dialog între organele Republicii Moldova implicate în investigarea fraudei cu partenerii din SUA. Și a fost și un prilej de discuție în cadrul vizitelor guvernatorului Băncii Naționale și ministrului finanțelor la Washington. Voi discuta cu dumnealor și voi vedea care este mersul la acestui proces, dacă există. Să revenim la relațiile cu vecinii. Știu că ați avut o convorbire telefonică cu omologul dumneavoastră de la Kiev, ați avut o întrevedere cu ambasadorul Gnatișin acreditat la Chișinău. Care sunt problemele plasate în topul agendei moldo-ucrainene? Avem o deschidere deplină din partea conducerii Ministerului de Externe de la Kiev și a conducerii executivului de la Kiev, reflectată în planul de acțiuni Filip Groisman, la nivel de prim-ministri, care este un roadmap, o carte de acțiuni pentru evoluțiile ulterioare. În particular, pentru noi este important să consolidăm controlul comun la frontiera Republicii Moldova cu Ucraina, în special pe segmentul transnistrian. Deja avem experiența pozitivă a punctului de la Cuciurgan, care, într-adevăr, a avut obiectivul de a facilita acel trafic la frontieră și s-a demonstrat benefic, în special pentru oamenii de afaceri și companiile prezente care beneficiază de trecerea la acest punct de control. Ieri am văzut că Parlamentul ucrainean a aprobat acordul bilateral cu privire la controlul comun al frontierei moldo-ucrainene și este un semnal îmbucurător. Contem și avem o deschidere nu doar pe linia externelor, dar și pe dimensiunea poliției de frontieră, organelor vamale, care colaborează intens, deschis cu partenerii ucraineni. Pentru noi este important și sprijinul Ucrainei în procesul de reglementare al conflictului transnistrian în formatul 5+2, în special la capitolul implementării celor protocoale care au fost convenite la finele anului precedent. Rămân deschise întrebări cu privire la frontieră, cu privire la impactul asupra mediului înconjurător a activității unor structuri
sau infrastructura pe malul râului Nistru, ceea ce noi avem deschiderea din partea ucrainilor să discutăm și să găsim soluții reciproc avantajoase. Dacă pornim de la prioritatea numărul 1, politica internă și externă, care este acordul de asociere și apropiere de Uniunea Europeană, punctele mai vulnerabile sunt reforma în justiție, combaterea corupției, independența mass media, climatul de afaceri și multe altele. Acum, pentru a spori credibilitatea care într-un moment a fost într-o criză, să zic așa, bănuiesc eu că trebuie să veniți cu anumite argumente concrete prin care să-i convingeți de seriozitatea intențiilor guvernului de la Chișinău. Pe de altă parte, suntem într-un an electoral. Care sunt argumentele pe care le utilizați dumneavoastră pentru a-i convinge pe partenerii externi, pe partenerii de dezvoltare, de seriozitatea intențiilor? Într-adevăr, întrebarea este actuală și pentru mine, ca ministrul de externe, mare amator al lui Nicolae Titulescu, dacă îmi permite, îl pot cita aici, dați-mi o politică internă bună și vă asigur că veți avea o politică externă de excepție. Orice ministru de externe are nevoie de rezultate și acțiuni concrete în țara sa pentru a comunica activ. Fiindcă a comunica este bine, dar este un proces. Este important de a prezenta niște realizări. În acest sens, este important de a lua în calcul faptul că lucrul, eficiența guvernului, trebuie să fie văzută nu în contextul electoral și nu în contextul politic, dar orientat concret pe realizarea acțiunilor incluse în cadrul planului de acțiuni pentru implementarea acordului de asociere. Avem luna aceasta adoptarea concluziilor Consiliului Uniunii Europene cu privire la Republica Moldova, cu privire la evoluțiile și, de fapt, evaluarea reformelor întreprinse de către guvern pe parcursul ultimilor 2 ani, care va avea loc pe 26 februarie la Bruxelles. Acest eveniment, aceste concluzii ne vor permite să avem o comunicare cu Bruxelles, cu partenerii europeni, în sensul de, pe de o parte, atestare a progresului reușit, ce s-a reușit, fiindcă sunt niște reușite care trebuie să fie luate în considerație, pe de o parte. Pe de altă parte, va fi un prilej bun pentru a ne sincroniza percepția și înțelegerea unde trebuie să ne concentrăm eforturile. În acest sens, pe de o parte, este bine că este în februarie, deoarece nu intrăm în campanie, da? Deci intră politicul în campanie, dar pentru guvern este bine ca acest eveniment să aibă loc în februarie pentru a ne concentra și mai concret acțiunile, având la bază aceste concluzii ale Consiliului Uniunii Europene. Este evident că partenerii europeni cunosc foarte bine mersul reformelor, situația în Republica Moldova și acest eveniment de la finele lunii februarie și concluziile vor fi încă un prilej în plus pentru ca echipa de miniștri condusă de către prim-ministrul Filip să fie orientată și mai concret pentru a obține unele rezultate concrete. Dar până atunci plecați dumneavoastră la Bruxelles. Cu cine veți întâlni? Ce subiecte veți aborda? Care este scopul vizitei? Am avut o discuție telefonică foarte bună cu comisarul Hahn, care a reiterat sprijinul, pe de o parte, pentru Republica Moldova și mi-a lansat invitația de a efectua o vizită la Bruxelles în viitor apropiat. Orice vizită este importantă, în primul rând, pentru a comunica. Moldova trebuie să fie mult mai activ prezentă în comunicare nu doar la Chișinău, dar și la Bruxelles. Trebuie să mergem cât mai des la Bruxelles, să comunicăm, să-i auzim la direct, fără intermediar, pe colegii de la Bruxelles. Astfel vom avea o percepție mult mai clară asupra ceea ce trebuie să facem. În pofida crizei de credibilitate care a avut loc cu partenerii de dezvoltare, oricum relațiile cu Bucureștiul, cu Washingtonul, cu Bruxelles sunt destul de bune, sunt active, sunt pragmatice.
Ceea ce nu putem spune despre relațiile cu Federația Rusă, care după mine au intrat în impas. Dacă ne amintim că domnul Rogozin a fost anunțat persona non grata, ne amintim despre faptul că aplicațiile militare ale armatei ruse continuă și sunt implicate și forțele militarizate ale regiunii separatiste transnistrene, fără voia autorităților de la Chișinău. Tot fără voia autorităților de la Chișinău rămâne dislocat contingentul militar al armatei Rusiei. Și iată mai proaspăt, Moscova oficială vrea să dea o ripostă pentru legea antipropagandă adoptată de legislativul de la Chișinău. În aceste condiții, ar fi posibilă o resetare a relațiilor diplomatice cu Federația Rusă? În ce condiții, în ce circumstanțe? Reiterez deschiderea a mea și a Republicii Moldova de a avea un dialog constructiv cu Federația Rusă. Este un actor important pe agenda bilaterală și internațională. Au fost, ca și în orice relație, sunt urcușuri și coborâșuri. Este important de avut o abordare pragmatică, fără emoții, în colaborare bilaterală, pe de o parte, pe dimensiunea executivului, lăsând legislativul să discute la direct pe linie parlamentară, în scopul de a calma spiritele și de a identifica soluții în comun. La moment suntem în așteptarea reacției colegilor de la Moscova, urmare a solicitărilor pe care le-am transmis pentru a avea o mai mare deschidere în investigarea unor acțiuni care au avut loc pe teritoriul Republicii Moldova. Pe de altă parte, cred că trebuie să avem o abordare pragmatică, să ne gândim împreună cum putem să oprim această tendință negativă. Totodată, orice relație, orice contact, orice dialog între Chișinău și Moscova trebuie, în opinia mea, trebuie să fie condiționat de respectul mutual asupra independenței, suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Ori acest lucru, la moment, nu se întâmplă și cred că acele exerciții militare care au avut loc recent pe teritoriul suveran al Republicii Moldova de către grupul operativ al trupelor rusești nu este un semn bun în acest sens. Totodată, Ministerul de Externe a avut o reacție publică de condamnare a acestor exerciții, chemând la calm și, pe de altă parte, cred că ar fi și un prilej bun să ne concentrăm, dacă discutăm despre segmentul transnistrian, pe implementarea celor înțelegeri care au avut loc la finele anului trecut la Viena, pe durata președinției austriecii a OSCE-ului. Și cred că trebuie să analizăm la rece și să acționăm la rece. Pe de altă parte, Federația Rusă are angajamente inclusiv de a retrage trupele sale și munițiile, armamentul de pe teritoriul suveran al Republicii Moldova în baza angajamentelor asumate de la summitul OSCE de la Istanbul din 1999. Și acest lucru se cunoaște, acesta este poziția oficială a Republicii Moldova și este un angajament deocamdată nerealizat din partea Moscovei. Ne-mi dau seama că va fi practic imposibil să resetăm relațiile cu Federația Rusă în acest an, care este unul electoral. Și unul din motive este și faptul că Federația Rusă a fost acuzată în mai multe rânduri că s-a implicat în procesul electoral din diverse state, ca inclusiv Statele Unite, dar și state europene ca Franța, Germania și altele. Bănuiesc eu că acest risc ar plana și asupra Republicii Moldova. Aș dori să aflu dacă abordați acest subiect de securitate cibernetică cu partenerii de dezvoltare și dacă aceștia ar fi dispuși să ne ajute într-un fel, dacă da, cum? Și la Washington și la București acest subiect a fost discutat, în special din perspectiva îngrijorărilor de a elimina interferențele din afară, pentru a permite cetățeanului să se documenteze din diferite surse, de a evita manipulările excesive asupra consumatorilor de media, care, de fapt, în ultima perioadă, într-adevăr, se ateste un trend negativ
nu doar în regiunea noastră, dar, cum ați spus și dumneavoastră, în Uniunea Europeană și chiar peste ocean. Și acest subiect cred că trebuie să fie prioritar pentru Republica Moldova și vom discuta cu partenerii de dezvoltare să vedem cum putem, cu ce mecanisme putem să ne consolidăm independența cibernetică. Domnule ministru, o chestiune care este discutată practic la toate întrunirile, bănuiesc eu, cu partenerii de dezvoltare, este reglementarea conflictului transnistrian. Acum suntem în condiția când președinția OSCE a fost preluată de Italia, iar responsabil este domnul Frattini, care pe de-o parte este considerat un prieten al Republicii Moldova, fiindcă dumnealui a fost comisar pe timpurile când Republica Moldova a primit un regim facilitar de vize. Pe de altă parte, presa rusă îl vede ca pe un partener al Rusiei. Acesta ar fi primit și niște ordine sau distincții din partea Federației Rusie. Și în cazul ăsta, câte siguranță avem noi că președinția italiană, în persoana domnului Frattini, va fi în favoarea integrității teritoriale a Republicii Moldova, va strădui să întreprindă niște acțiuni mai concrete pentru apropierea celor două maluri ale Nistrului? Desigur că avem o experiență bună și, aș zice, rezultativă ca urmare a președinției austriece, a OSCE de anul precedent. Președinția de anul acesta a italiană, a OSCE și numirea domnului Franco Frattini, care de fapt este unul dintre greii politicii interne din Italia, dar și greii politicii europene. A fost ministrul afacerilor externe al Italiei, cum a spus dumneavoastră, a fost comisar european, vicepreședinte al Comisiei Europene, a fost de foarte multe ori în Republica Moldova, ne cunoaște foarte bine, este un cunoscător al țării noastre, să spun așa. Am avut o discuție telefonică cu domnul Franco Frattini, i-am adresat o invitație de a efectua o vizită în Republica Moldova cât de curând posibil, deoarece pentru orice reprezentant special al președinției în exercițiu OSCE pe tematica diferendului transnistrian, este important, în primul rând, de a se documenta la fața locului. În special că domnul Frattini a acceptat invitația de a efectua o vizită în Republica Moldova. Sperăm că aceasta va fi realizată în prima sau a doua săptămână a lunii martie și acest prilej va fi unul bun pentru a ne sincroniza mesajele, a ne sincroniza acțiunile. În special am văzut în discuția cu domnul, telefonică cu domnul Frattini, că este deschis pentru a avea o abordare pragmatică. Și domnia sa, la fel, a menționat că trebuie să facem abstracție la unele interpretări în diverse surse media și să ne evaluăm reciproc în baza acțiunilor. Care sunt principalele acțiuni pe care domnia sa le planifică în perioada mandatului dumnealui? În primul rând este vizita la Chișinău, în prima sau a doua săptămână a lunii martie. În al doilea rând, se comunice și cu alți participanți în formatul de negocieri 5+2 pentru a avea acel sprijin și de a motiva, de a stimula, dacă doriți, mersul de realizare a acelor angajamente care au avut loc pe timpul președinției austriece. În acest sens avem mai multe domenii, mai multe subiecte pe care Chișinău este gata să și le asume și să le realizeze, în special cel care ține de înregistrarea sau matricularea plăcuțelor de matriculare auto, dar și subiectul diplomelor. Doamna viceprim-ministru Lesnic pentru reintegrare a țării este implicată activ, pragmatic la acest subiect. Deci, ca să vă răspund la întrebarea cu privire la potențialul sau riscurile președinții italiene, eu văd doar oportunități. Mesajul care mi-a transmis personal domnul Frattini este unul de prieten al Republicii Moldova, doi, o persoană cu experiență în politica externă, axată pe o abordare pragmatică. Astfel, sunt ferm convins că domnia sa va dori să obțină niște rezultate, niște rezultate pe care dumnealui să le prezinte la final de mandat.
Promovarea politicii externe este cu atât mai eficientă și mai benefică pentru țară și cetățenii ei, cu cât aceasta este într-o legătură directă cu politicile interne ale statului, cu gradul și ritmul de realizare a reformelor. Atât pentru astăzi. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă urăm toate bune!